următorul subiect pe care vreau să-l comentăm. Chef cu lăutari pentru pomana de 40 de zile a lui Marcel Toader. Încă șocați de dispariția lui fulgerătoare, prietenii au decis să îi cinstească memoria, așa cum poate i-ar fi plăcut afaceristului, cu muzică, petrecere, voie bună, dans și grătare. Vorbim de 40 de zile. Dacă o să fiu acasă la Constanța, de fapt, dacă timp o să-mi permită să merg acasă la Constanța și nu o să am concerte sau ceva job-uri aici în București, cu magazin și ce proiecte mai am eu, o să merg împreună cu mama lui și cu Max la... și cu Brauna, cu Cătălin, cu soțul meu, la cimitir să facem, să participăm și noi la slujba de 40 de zile, așa cum se face. Dacă nu, voi rămâne în București și voi merge alături de prietenii lor la această, cum se zice, ei vor să facă un fel de petrecere, de paranghelie fix în memoria lui Nașu, exact așa cum îi plăcea lui să trăiască. Sunt prietenii lui care au știut că se ocupă și ne-au invitat și pe noi. Mă gândeam să fi făcut și eu o slujbă ceva atunci. Dacă ajung la Constanța, să vedem cum o să reușesc cu programul. Este mama lui, ai mai vorbit cu ea? N-am avut puterea să o sun, în schimb am ținut legătura foarte strâns cu Maximilian. Dar nu am reușit să vorbesc cu mama lui pentru că se rupe sufletul. Cum să, ce să întrebi o femeie îndurerată, o femeie care își pierde copilul? I-am dat ajutorul meu, mi-am oferit sprijinul de la început. Și din prima zi de când am auzit că nașul nu mai este, până în ultima zi când l-am înmormântat și la pomana de după. Dar mi s-a rupt sufletul când mă gândesc la faptul că i-aș auzi vocea aceea îndurerată și plânsă și, și distrusă de durere, practic. Însă cu Maximilian am tot vorbit. Dacă nu vin nici la o dată la două zile, îi dau mesaj să-l întreb cum se simte, cum este, dacă are nevoie de ceva, să știe că se poate baza pe noi, că noi suntem aici alături și că el a rămas nașul nostru. Și mama lui va face o pomană separat pentru 40 de zile? Sau... Va face o pomană restrânsă, da, din câte am înțeles atunci la mormântare. O pomană cu siguranță cu slujbă la cimitir și probabil o pomană după la o masă cu cei apropiați. Eu sper să reușesc să ajung pentru că îmi doresc foarte tare dimineața la cimitir și seara să venim la masa pe care vor prietenii lui Nașu să o pregătească.